Administratorul public al primăriei municipiului Călăraș, Eduard Grama, a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călăraș în data de 25 noiembrie că suprefectul județului Nicolae Dumitru a absolvit facultatea înainte de a finaliza liceul. Grama spune că suprefectul Dumitru a absolvit cei 4 ani de facultate în anul 2008, însă diploma de bacalaureat a obținut-o în anul 2005. La scurt timp, suprefectul județului Călăraș, Nicolae Dumitru, a reacționat la acuzațiile ce au fost aduse în spațiu public cu privire la studiile pe care le-a efectuat. Acesta a menționat faptul că în 2005, după ce a obținut diploma de bacalaureat, s-a înscris la facultatea de drept și a efectuat anul 3 și anul 4 de studii în anul universitar 2007-2008. Vorbim de o Românie educată, condusă de un suprefect needucat. Știm toți că cei care suntem prezenți în sală, mai mult sau mai puțin, am încercat să terminăm o școală și toți ne-am dorit să terminăm o facultate și, bineînțeles, o facultate după ceea ce am terminat și am obținut diploma de bacalaureat. V-am semnalat în conferințele de presă anterioare o situație inedită, pot să spun, în județul Călăraș, și aceea o funcție de demnitate publică, un reprezentant al guvernului, poate absolvi o facultate înainte de a absolvi liceul. Astăzi am venit în fața dumneavoastră și vreau să vă prezint diploma de licență a suprefectului Nicu Dumitru, care în 2008 a terminat facultatea de drept o perioadă de 4 ani. Este licențiat în drept și administrație publică București, facultatea Spiru Hare, dar surpriza apare în momentul în care ne uităm pe diploma de bacalaureat. Și aici o să observați jos în pagină că în urma rezultatelor obținute la examenul de sesiune august 2005, deci atenție, august 2005, domnul Nicu Altar obține diploma de bacalaureat. Mai târziu, în 2006... Cu ce an? Deci în 2006, mai târziu, se merge și ridică această diplomă de bacalaureat. Deci la mijlocul facultății, dânsul obține diploma de bacalaureat. Există, într-adevăr, legea educației a fost modificată în anul 2014, deci în anul 2014, și bănuiesc că domnul Nicu Dumitru a anticipat această modificare a legii și s-a înscris la facultate fără să aibă diploma de bacalaureat. Sunt convins că instituțiile statului își vor face datoria, nu cele locale, că cele locale sunt ocupate cu lucruri mărunte și plângeri care se îndreaptă direct împotriva noastră, pot să spun, dar cei de la nivel central sunt convins că vor reacționa, pentru că este vorba de un demnitar al statului, e vorba de un subprefect, e vorba de subprefectul județului Călăraș. Și cred că ar fi corect să-și prezinte demisia, pentru că asemenea indivizi nu au ce să caute în sistemul public și în administrația publică. În același timp, cei care l-au cirat și cei care apar alături de dumnealui în conferințele de presă și încearcă să îi spele într-un fel imaginea, și aici mă refer la actualul prefect Valentin Barbu, ar trebui să reacționeze și să-și dea demisia și dumnealui, pentru că oamenii ăștia ar trebui întâi evaluați înainte de a fi numiți în funcții publice și ar trebui să avem o prioritate în ceea ce privește cei care, într-adevăr, sunt specialiști, așa cum le place să spună. Deci o Românie educată, condusă de un subprefect needucat.